după ce a fost contramandată ședința ordinară a Consiliului Raional din 8 iunie, din motiv de lipsă de cvorum, astăzi, 19 iunie, aceasta a avut loc. La ședința ordinară a Consiliului Raional de astăzi sunt prezenți 17 consilieri din 33 aleși, prezența este deliberativă. Ordinea de zi a inclus rapoarte de activitate pentru anul 2022 a centrelor de sănătate din municipiul și din raionul Soroca. Astăzi noi ne lăudăm că asigurarea cu cadre e mai bună ca pe media pe Republică, dar dacă luăm pe contingentul de vârstă, deci acum e un procent foarte, foarte mare. Asta e întrebarea principală. Celălalt, indicatorii au o dinamică pozitivă în 22 comparativ cu 21. Avem o descreștere atât a mortalității generale, cât și a mortalității infantile. Să precizeți, care e situația asigurării cu medicii la dumneavoastră sector? Deci, da, la noi pe sectorul nostru, la fel este problema cu asigurarea cu medici de familie. Deci, avem un medic de familie care este vârstă pensionară și în rest suntem 3 medici. Deci, cu un raport de activitate s-a prezentat în fața consilierilor și administrația incubatorului de afaceri din Soroca, unde la moment sunt desfășurate mai multe lucrări de reparație a instituției. Valoarea totală a proiectului nostru pe care noi o facem, mai pot de face, este 7.400.000 lei, dintre care 6.300.000 sunt date din Fondul Național de Dezvoltare Regională și Locală, când am participat la concursul meu, deci anunțat de către Agenția de Dezvoltare lor, și 700.000 este contribuția Consiliului Raional Soroca. Anul 2022 a fost unul bun pentru Teatrul Veniamin Apostol din Soroca. Directorul instituției a prezentat consilierilor un raport de activitate. Raportul Teatrului Veniamin Apostol de la an la an se schimbă în noi pe 3 indicatori. Numărul de spectacol, de spectacole, numărul de spectatori și area care este area ocuperire cu produs teatral. Față de perioada de până la pandemie, anul 2022 a însemnat o dublare a indicilor. O noutate bună este că și lucrările de renovare a cetății Soroca sunt desfășurate în regim normal, cu un raport privind mersul realizării proiectului Ștefan cel Mare, istorie comună, patrimoniu comun, Soroca Vaslui, s-a prezentat managerul de proiect. Practic am ajuns la turnul 4 cu restaurarea zdăriei interior. Pe exterior s-a efectuat, s-a finisat lucrări de restaurare la zidărie dintre turnul principal și turnul 5, hidroizolarea galeriei de strajă și restabilirea pavajului de interior. Din lucrările care urmează să le efectuăm, mai avem la vider beneficiar Consiliul Raional Soroca, mai efectuat două proceduri de achiziție. Avem de organizat festivalul Porții Deschise a Cetății Soroca după finisarea lucrării de restaurare și, de asemenea, conferința de închidere a proiectului. Consilierii au avut de aprobat și proiectul de decizii ce ține de raportul privind mersul realizării proiectului, construcția stadionului raional de fotbal cu tribune și acoperire artificială cu capacitate de 1200 locuri în satul Rublenița, raionul Soroca. Acesta a expirat deja acordul de finanțare care a fost semnat între președintele Consiliului Raional Soroca și președintele Consiliului Județean Bacău. Și, deci, 100.000 de euro care au fost aprobați pentru acest proiect nu au fost asimilați în regime, deoarece lucrările au fost stopate. În anii 20-21 au fost, dumneavoastră, când ați aprobat bugetul, ați votat și am planificat bani pentru construcție, dar dacă antreprenorul care a câștigat a refuzat să desfășoare și a invocat anume nereguli la proiectul tehnic, am adresat-o la verificare. Deci, la moment, derulează ancheta, o să-i expună. Dar, pentru a desfășura lucrările mai departe, suntem în imposibilitate. Un proiect de succes promite a fi cel cu privire la reparația Bibliotecii Basarabia din municipiul Soroca. Este un proiect investițional transfrontalier, prin care ne dorim să, până la data de 16 noiembrie, deci când se primesc 30 de ani de la înființarea bibliotecii, să putem să efectuăm această reparație. Suma totală a proiectului, deci o propun spre aprobare, este 21.058 de euro și 66 de cenți. Sursa de finanțare, deci este Consiliul
județean Buzău, care deja a aprobat în Consiliul Județean Buzău, deci 20.000 de euro pentru acest proiect. Ordinea de zi a inclus și subiectul ce ține de defrișarea arborilor din zona drumului public local L-103, Golovița Vasilcău din Raionul Soroca. Scopul realizării lucrărilor de reparație acestui drum sunt amplasați nemijlocit în zona de lucrări. Ne propunem de a defrișa și de a transmite cu titlu gratuit masa lemnoasă în proporție de 50 la 50 acestor unități administrative teritoriale. Acești arbori sunt amplasați în zona drumului L-103, Golovița Vasilcău, gestionat prin Consiliul Raionului. Mulți copaci. La consilierii au avut de aprobat și proiectul de decizii cu privire la organizarea odihnei în sezonul estival 2023 în instituția publică Tabăra de Odihnă pentru Copii la Dumbravă. Se vor organiza două schimburi, câte 600 de copii, 300 de copii în 10 zile și se mai propune a treilea tur să fie cu preț integral. Dacă se vor procura 250 de bilete. Dacă se vor procura 250 de bilete, se propune și a treilea tur. Preț integral de 3.100 de lei. Un alt subiect din ordine de zi a fost cu privire la funcțiile de conducere. Este vorba de funcția de șef al Direcției Învățământ și de șef al Centrului de Sănătate Racovăț. 3. Se împuterecește președintele Vecislav Rusneac să organizeze și să desfășoare concursul la funcțiile publice, la funcțiile vacante de la Direcția Învățământ și la Centrul de Sănătate Racovăț. În finalul ședinței, președintele Raionului a mulțumit consilierilor prezenți pentru munca depusă, dar i-a menționat și pe cei care au lipsit. Conform legii 768, deci consilierul Oves este obligat să se prezinte la ședințele Consiliului. Vreau să vă spun că astăzi, din cei 16 absenți, cunosc doar o motivație, doar la un consilier. Ceilalți nu cunosc. Măcar că erau obligați să mă anunțe din neprezența. Dar fie povestea dumneavoastră. Ordine de zi a ședinței, ordinarea Consiliului Raional Soroca a inclus 47 de proiecte de decizii. Toate au fost votate pro de majoritatea consilierilor.